Până încingem grătarul, eu zic că să facem în felul următor, să vedem niște hamburgeri senzaționali sau bunătăți de grătar aduse de 9 bucătari, al căror șef este șef Alex Petrician. Bravo! I just enjoy eating. Salut! Salut, bună, bună! Bună! Am înțeles, voi sunteți rezervele. Mi-am dat seama după ținută, băieți, voi sunteți rezervele. Ei sunt principalii, iar voi sunteți rezervele. Pentru că costumele naționale au doar șefii plini. Ei sunt încă la început de drum, nu? Despre ce este vorba, mă, Alex? Păi am zis să venim și noi în emisiune să-ți anunțăm noua bucătărie românească în această farfurie, România în farfurie. Da, România în farfurie. Da. Este un preparat în 6 acte, 6 regiuni geografice. Da. Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banatul și Crișana, Transilvania și Moldova, cu mini preparate foarte tradiționale pentru zonele respective. Eu am văzut platoul ăsta, este platou de la tine de la restaurant, așa exact. Servești tu la tine la restaurant, nu? Da, da. Și avem preparate emblematice din zonele respective. Noi, când îl servim, de fapt, ce facem? Avem doar tăvița asta în forma hărții, după care venim cu fiecare piesă și tu, de fapt, nu știi din ce zonă este preparatul și trebuie să ghicești. La sfârșit, trebuie să compui tot puzzle-ul. Foarte frumos și aici, practic, avem zonele, nu? Da. Stai un pic să arătăm așa, nu știu cum să țin platou, că nici nu poți să ridic, o să cadă felurile de mâncare, da? Bun, iar aici e o parte din echipa ta? Da, o parte din echipa, de fapt toată echipa. Noi suntem noua, suntem nouă. Aha, noi sunteți nouă, perfect. Da. Da. Superb. Și ei de ce n-au și cămăși popular? Pentru că noi ne diferențiem. Voi aveți salariul mai mare ca pentru cămășile. Ei sunt de pe sală, pe servire și ceilalți sunt bucătari și respectiv Daniel, care este barman. Aha, perfect. Felicitări, băieți. Mulțumim. E ceva ce se mănâncă special în 2019? Există și în chestia asta, știi, în 2019 câștigă Vita sau puiul cel mai căutat. Eu zic că în 2019 va fi porumbelul. Tu vorbești serios? Da, porumbelul. Nu știu. Avem un preparat care se numește Hrana Haiducilor. Dar nu ziceam la tine la restaurant, da. În general, așa, da. Adică... Nu știu ce să zic. Cu porumbelul, că m-ai speriat, mă, gândeam acum că o să vedem... În anul ăsta, nu știu, cred că tot porcul câștigă. Tot da, porcul. Dar de mangalița. Porcul de mangalița, da. Pentru că are mult mai puțină grăsime, exact. Ceea ce înseamnă mult mai puțin colesterol. Da. Hai să-i întreb pe oamenii ăștia cum e să te aibă pe tine ca șef, dacă totul merge foarte bine. Fiți sincer. Corect? Nu zic nimic. E ok. Zice, e bine cu șeful? Da, foarte super. Bine. Să ții microfonul cât mai aproape și povestiți cum e cu Alex. E țipă în bucătărie, urlă, se enervează? Trebuie să se întâmple și asta. Deci se se întâmplă rar. Mă gândesc că e multă presiune într-o bucătărie să lucrezi și să livrezi imediat totul, nu? Corect. E foarte multă presiune în bucătărie. Eu sunt foarte fericit pentru că am o echipă de care sunt mândru. Da. Sunt extraordinar de buni în ceea ce fac. Și da, uneori stresul depășește limitele și da, mai escaladăm un pic. Tensoria noastră? La anul am spus. La anul, okay. 2020. Da. La anul. Da. Bun, deci aici am înțeles că cam așa arată o Românie văzută de tine, cu în vest aici, nu? Da. În partea Banatului, ce e? Este o sarma în foi de viță cu carne de pește, da, de Dunăre, din capete de somn. Da. Așa. Și are, ideea este că în clisura Dunării se folosește un strat crocant de mălai cu usturoi. Stratul acela crocant este în interiorul sărmăluței. Super. Bun, Oltenia, spune ce se mănâncă și vă mulțumesc mult că ați trecut pe la noi. Praz cu... Praz, tată, praz. Da, praz. Praz cu limbă și măsline. Asta e foarte bine. Acesta e un borș de fasole. Da.
cu afumătură și uberec cu carne de vită. Deci e exact ce trebuie. Da. Perfect. Ciucă, da. Să știi că te așteptă să servești astăzi prânzul aici la emisiune. Poftim? Vin în pauză. Perfect. Ce pot să zic, șef? Decât să ai mult succes, să știi că ei sunt foarte tăcuți. Sunt. Când sunt ascultători, înseamnă. Da, sunt foarte ascultători. Sunt ascultători, da. Nu? Perfect, totul e în regulă, da? Da, da. Perfect. Hai, Nicule. Măcar faceți cu mâna așa că ați apărut la televizor, dacă tot n-a zis nimica. Știi cum e, să vă vadă părinții, poate azi e săptămâna, cum e, săptămâna e școală altfel, știi, când se duce, că au mai fost niște copii ieri pe la noi pe aici să viziteze platou. Păi vreau să-i duc la așa, o cramă. Exact, vreau așa i-a adus toate. V-a adus la școală altfel la emisiune. Mă, îi duci la cramă. Da. Perfect, să ai multă baftă. Doamne ajută, mulțumim mult de tot. Este șef, oameni buni, șef Alex Petrician, omul care a participat la MasterChef, iar apoi pe propriile lui picioare și pe propria lui îndemânare s-a ridicat să fie propriul lui șef. Asta mi se pare foarte da.